Rar mă vedeți bucuros, fericit după un egal. Îmi place să câștig, dar n-am decât să-mi felicit echipa pentru săptămâna trecută care am făcut-o extraordinară. Meciuri bune în deplasare, drumuri, am stat numai la Constanța, n-am stat. Știam că întâlnim, am zis înainte de meci, o echipă bine organizată cu un antrenor neamț, școlit, făcut în Germania, fotbalistic cu jucători buni și cu organizare bună. Dorinel asta a dus la ei. Știam că va fi foarte greu să-i desfacem, să marcăm primul gol. Prima repriză mai slabă, a doua foarte bună. Am avut capacitatea să avem răbdare, să construim bine, să ducem mingea. Am avut momente în care am jucat un fotbal bun. Și zic asta, vă dau doar un motiv. Când fundașul stâng ajunge să de 5 ori singur în careu, la linia de fund, Bred, eu zic că da, a fost doar ultima pasă. Acolo cred că am suferit în fața porții, unde dacă eram mai atenți, mai lucizi, mai calm, cred că vorbeam de o victorie foarte bună a noastră. În rest, cred că am avut și o lovitură de pedeapsă. Cred, dar asta e, nu vreau să intru în alte lucruri, că cred eu că suntem într-o perioadă fericită a noastră, avem puncte bune, mai bune ca anul trecut și sper să continuăm să creștem de la fiecare meci în continuare. Cam asta. Așa pe total cum mi s-a părut, cam puține minute de prelungire. Nu. Chiar dacă eu știți că mai zic una, dar când se termină meciul cu mine, nu intru în de-astea, că nu găsesc nici scuză, nici alibiu, nimic. Nu. Asta a fost, asta a considerat, nu vreau să intru în... Nu e datoria mea să intru în lucrurile acestea. Repriza a doua, probabil că a fost o posesie de vreo 80%, așa. Am făcut o repriză foarte bună, părerea mea. N-am marcat. Dar în rest, eu zic că am avut faze clare a lui Achim. Ce faze frumoase, cum au dus mingea, cum au dezvoltat jocul pe lateral, pe triunghiuri, cum au băgat mingea în careu. S-a schimbat totul cu Văduț. Da, s-a schimbat totul cu Văduț, a intrat Văduț, ne dă acea omul noar în careu, penetrare, ne ajută foarte tare. Păcat că n-am marcat. Dar oricum el ne-a ajutat foarte mult în ultimele meciuri. În creștere și mă bucur acest lucru. Cred că are întindere la geamă. Cred, nu știu. Ianis a încercat multe în această seară, da. N-a reușit, din păcate. Ca toți, acolo în care eu n-am fost fin, dar și el ca toți ceilalți. Nu uitați că această echipă are astăzi în teren câți jucători a avut, dar ești fată și nu... 4 jucători de 99, 1 de 98, și unul de 97, titulari, domnilor. Și am dominat o echipă care are media de vârstă 29-30 de ani, cu jucători de mare experiență în divizia. E lucru mare. N-am decât să fiu fericit pentru că echipa a produs. Chiar dacă n-am marcat și asta e, dar bine, bine, sunt bucuros. Va scrie Ianis la debutul național? Fericit, n-am răspuns înainte pentru că n-am vrut să duc ideea în față de echipă în altă parte. Am vrut să fiu conectat la meciul care era acasă și știam că avem un meci foarte greu cu Chiajna. Da, sunt fericit că el a ajuns un jucător talentat ca el mai devreme și care îi place fotbalul și muncește și s-a dedicat. Mai devreme sau mai târziu ajunge acolo. De acum încolo, greu pentru el începe. Și sper ca el să confirme, pentru că îi place și e un jucător talentat, așa cum sunt și alții. Și mă bucur pentru el că a ajuns acolo. După aia vom vedea ce va fi. Deci nu e bine să vorbim înainte, vom vedea. O etapă în care favoritele au probleme pe teren propriu. Domnule, noi avem puncte bune. Noi avem mai multe puncte ca am trecut în momentul ăsta. Noi suntem într-un moment foarte bun. Sper să creștem în continuare și mai mult. Sper să producem iară fotbal, deci n-am. Mai scoateți-ne și pe noi în evidență, că așa văd că pe alții îi lăudați, de noi faceți pe alții și pe de noi nu spuneți nimic. 4 jucători de 99. Nu? 4?
4, da? Bă. E puțin? Eu zic că e foarte mult. Și unul de 98 și încă unul de 97. 6 jucători. Domnilor. Ce vreți? Cât vreți? Cât fotbal? E păcat că n-am marcat. În rest, eu cred că porterul care a fost astăzi la... Și vedem că mai avem și oameni din alte țări. Sporterul, cred eu că s-a bucurat de fotbal. A văzut. Chiar dacă... Da, n-am intrat în ultimii metri în poartă acolo, n-am avut. A avut Achim, a făcut, eu cred că, o decizie foarte bună. Trebuia să pună mai tare. Dar a gândit bine. A gândit bine, Vlad, a gândit bine. Și probabil sunt situații și situații. N-am marcat, asta e. Singurul minus care îl avem, că n-avem cele 3 puncte. Și n-am marcat. Atât. Restul, în continuare la muncă, în continuare serioși, în continuare modești, umili și să trebuie să ne luptăm, așa cum am făcut-o până acum. Spuneați că mai multe puncte decât anul trecut. Să sperăm și la mai sus decât anul trecut. Nu. Am multă experiență, nu. Muncă. Muncă multă, fiecare meci, trebuie să ne luptăm, trebuie să facem rezultat, să ajungem în play-off. Aveți un pronostic pentru Dinamo FCSB? Același lucru, n-am vorbit înainte de meci, că n-am vrut să se vorbească mai mult de altceva și măcar de noi să scrieți două cuvinte de viitorul cu Chiajna, ca să se scrie măcar și de noi ceva să se zică. Da, două echipe care au făcut istorie, care au dus fotbal românesc în Europa. Va fi un derby așa cum a fost totdeauna și va fi frumos. O să ne uităm la televizor, o să-i vedem, stăm liniștiți, deci nu suntem participanți, așa că nu există favorită, cu siguranță montați și unii și ceilalți la maxim, suporteri, club, jucători, conducători, antrenori, își doresc că e modul în care să arăți că ești cel mai bun, așa că poți să speli păcatele toate la un meci de acesta, așa că cu siguranță va fi un meci frumos. Vă